În urmă cu câteva săptămâni, dacă vă aduceți aminte, zona a făcut un hands-on cu noul LG G4, iar reacțiile la acel moment au fost mai mult decât pozitive. Este un terminal performant și, haideți să o recunoaștem, deosebit. Ei bine, LG G4, după lansarea oficială de săptămâna trecută din România, este în acest moment disponibil atât în retail cât și la operatori și la noi în țară. Vă promitem că în curând vom avea un review amănunțit al acestui excelent telefon. Carcasa acoperită cu piele naturală, full grain, prelucrată manual, 0,45 mm adaugă în grosime față de varianta de plastic, deci mai nimic. Curbat, stă bine în palmă, stă bine în buzunar, plasticul transpiră, plasticul se încălzește, plasticul radiază toată căldura în interior și invers, încingi telefonul, transpiri. Lucrurile astea nu se întâmplă cu piele. Pielea în timp capătă o patină frumoasă, vintage, modul nou de cameră, apertură f1.8, e cel mai luminos obiectiv de cameră de mobil existent pe piață. Senzor 1x2.6, 40% mai mare decât în G3. Cameră cu mod manual, similar DSLR-urilor. Cea mai bună cameră clară existentă într-un mobil la momentul actual. Ecran QHD, IPS Quantum Display. Aplicații, toate interfața care poți să o accesezi sau nu. Nu-ți convine ceea ce am pus noi, dezinstalezi absolut tot ce am pus noi în plus. Android 5.1, ultima variantă. Noi am recomandat pentru varianta aceasta de piele un preț de 3.099 de lei, TVA inclus. Și pentru varianta de plastic, pentru cei care vor ceva mai accesibil, hardware-ul este absolut identic, singura diferență este capacul spate, 2.899 de lei.